Sfânta Scriptură ne vorbește despre existența unui râu care se revarsă direct din tronul lui Dumnezeu, iar acel râu se revarsă și în inimile noastre. Chiar Domnul Iisus spune că din inima noastră vor curge râuri de apă vie, iar tu și cu mine putem merge la acest râu ca să bem apă vie în fiecare zi. Prin rugăciune putem merge la acest râu în fiecare zi. Vă spun cu toată inima că acest lucru este extraordinar. Atunci când acest râu se revarsă în noi, viețile noastre vor fi cu totul predate Domnului și vom primi o putere fantastică. Chiar Biblia spune că Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijine pe aceia căror inimă este întreaga Lui. Iar când Dumnezeu găsește un om al rugăciunii, care va primi revărsarea apelor vie, a cărui viață va fi predată Domnului și care va spune: revarsă-te, izvor al apelor vii, revarsă-te prin mine, atunci Dumnezeu va face o lucrare extraordinară prin acea persoană. El promite că se va revela într-un mod uimitor oricărui om care este predat pe deplin acestui Dumnezeu sfânt și că va deveni o unealtă puternică în mâinile lui Dumnezeu. Am avut o astfel de experiență acum mai mulți ani, când am ajuns în Siberia, aproape de cercul polar. Acolo trăia o generație de oameni care nu mai auziseră Evanghelia. Când am ajuns în acest oraș uitat de lume și am predicat Evanghelia, am trăit un sentiment extraordinar. Tot stadionul unde am predicat era arhiplin și o mulțime de oameni au ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu în ziua aceea. Din acea întâlnire evanghelistică s-au născut două biserici. Dumnezeu a lucrat extraordinar în acel oraș. Chiar în zilele acelea, un reporter local m-a întrebat ceva foarte interesant. Domnule Tipit, mulți localnici cred că orașul nostru se află sub un mare blestem, pentru că oamenii credincioși au fost trimiși aici, iar tot orașul a fost construit prin muncă silnică. Așa că noi credem că e posibil ca orașul nostru să fie blestemat. Dumneavoastră ce părere aveți? Nu, eu nu cred că orașul se află sub un blestem, i-am răspuns. La ce vă referiți, a replicat reporterul. Au fost creștini care au fost trimiși să muncească aici din pricina credinței lor în Hristos și cred că aceștia au fost oameni ai rugăciunii, iar în timp ce puneau cărămidă peste cărămidă la construcția orașului s-au rugat ca într-o zi locuitorii acestui oraș să audă Evanghelia, iar astăzi a sosit ziua pentru care s-au rugat și Dumnezeu i-a ascultat. Motivul pentru care i-am spus asta reporterului a fost promisiunea din 2 Cronici 16:9. Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijine pe aceia căror inimă este întreaga Lui. Iar atunci când găsește un astfel de om, a cărui inimă este întreaga Lui, atunci râurile de apă vie vor curge din el. Râul lui Dumnezeu se va revărsa din tronul Său în inima și prin inima acelui om și va influența o lume întreagă. N-ai vrea să te rogi ca tu să fii omul a cărui inimă să fie predată doar Lui.